Treia este jucătorul pe care orice echipă și l-ar dori. Fotbalistul a venit cu sponsorul de acasă, din Japonia. Taki joacă la Progresul Ezeriș, echipa unei comune cu 1300 de locuitori din Cara și Severin. El a găsit bani pentru salarii și a venit cu un sponsor din Asia. Este un investitor japonez, dar care are afaceri în Malaezia, o firmă de componente IT. Un băiat tânăr, un prieten de-a lui Take, a promovat echipa, a promovat imaginea echipei la diferite site-uri de sport, de televiziune din Tokyo, din zonă. Take joacă de 5 ani în România și s-a obișnuit și cu mâncarea de aici. Are însă o problemă. Te gândești, te stabilești, te căsătorești aici? Nu, am prieteni în Japonia și nu vreau să vin aici. Trebuie să stau aici singur. Îmi place mâncarea românească, îmi place micii. Mici e cel mai bun. Takayuki, cel mai cunoscut japonez din România, a luat titlul cu Astra. Vreau să ajung Liga 2 cu echipa asta. Ai un fotbalist român care îți place așa mai mult? Îmi place Nistor. Dacă până la urmă...